De ce te afli astăzi la Bruxelles? În aceste momente, mai mult decât oricând, cetățenii își îndreaptă privirile spre cei de la care așteaptă schimbarea. În acest sens, stânga europeană mereu a demonstrat perseverență în îndeplinirea dezideratelor cetățenilor. De aceea ne aflăm astăzi aici, alături de colegi din Partidul Social Democrat, alături de colegi din PES, pentru a promova cauza României cu un mesaj ferm, acela că românii merită în Schengen.